Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. 1, 2, 3, 5! Ce-am scăpat? Să înțeleg că nu v-au plăcut? Bă, o să ne fie dor de asta, să știi. Da. Ultima amuletă a sezonului. 20 ceva de amulete. Niciodată n-am avut așa. Cu cea de acum sunt 24 de amulete. Bă, dar încep să-mi placă, nene. Și v-ați luptat de atâtea ori cu grandoare, creativitate și mândrie. Da. Mai ales. Fiecare dragon cu mândria lui. Mulțumim. Nu există alt streak. Nici ca tine nu există niciuna pe lumea asta. Da. Mulțumim, Gina. Și ăsta este mare. Mândră de voi, dragii mei. Deci pasta trebuie să o câștigi într-un fel sau altul. Juratul din această seară, unicul și inegalabilul, șef Florin Dimitrescu. Mulțumesc! Este ziua specială a lui Florin Dimitrescu. A crescut cumva cu noi. El l-a cunoscut, avea 23 de ani. La momentul ăla noi spuneam copilul minunea bucătăriei. Vorbea frumos despre mâncare, știa despre mâncare. Îmi place de la Florin că citește foarte mult despre mâncare. Și are cultură despre bucătărie în general. Și crește mișto în bucătărie, adică are alt stil de a face bucătărie. Îi place să combine gusturi, vine cu tot felul de inovații, tot felul de combinații de gusturi, tot felul de combinații de texturi. E un plus în bucătăria românească. Mai ales că este tânăr și are timp să facă lucruri. Ultima amuletă vine să vă îndulcească. Acum, înainte de confruntări. Culmea, facem desert. Vai de capul meu, de ce ne este frică, nu scăpăm? Vai de când îl așteptam. Orice dragon mândru se îmbunează cu ceva dulce. Așa că tema de astăzi, dragonii mei, se intitulează simplu desert. Deci Dumitrescu trebuie să jurizeze desertul. Iar la asta îi plac deserturile foarte tare. E perfecțiunea întruchipat. Am încurcat-o. Fac cel mai bun desert dintre noi trei. Punct. Asta e clar. Și să-i fac eu lui Dumitrescu să îi atrag atenția. Eu fac pară fiartă. Că e la modă. Nu cred. Ba da, e la modă. Să vedem ce o să zică el la pară fiartă. Ne așteaptă concurenții. Așa că vă voi spune scurt și simplu, gătiți. Mulțumim, Gina. Pentru ultima amuletă. Vă doresc succes. Ultima amuletă între aluete. Mulțumim, Gina. Eu nu sunt așa senzațional la deserturi, așa că o să fac astăzi o cremă de zahăr ars. Și, bineînțeles, îi dau para fiartă, nene. Ce faci? Sacher. Ce faci? Sahertorte. Hai, mă, zi! Sahertorte. Este un tort austriac care a intrat cu brio în lumea internațională a patiseriei, a prăjiturilor, a cofetăriei. Un tort senzațional, blat, dulceață, de caise și ganaș. E un tort foarte pe gustul meu. E ultima amuletă. Bă, trebuie să iau pasta într-un fel sau altul. Bă, și atunci îmi cade fisa. Zic, ia, stai așa. Ne jurizează Dumitrescu. Vino cu aceea. Atunci mi-e cartea lui Florin. Am cartea lui aici, pe platou. O să fiu nebun să nu fac asta. Ce faci, mă? Sorinaccio? Sorin umblă la cutiuța cu maimuțe și deschide o prima mea carte de bucate. Brother, e cartea mea! Ce face ăla? Ce face mă ăla? Zic, what? E cartea ta, mi-ai dat-o, da. Ce contează, nu? E publică. Ce faci, mă, acolo? Florin, ajută-mă și pe mine un pic, te rog. Te ascult, mă, zi. Unde e mărunt foietaj? Nu cred așa ceva, că zi, faci pom de stima. Zi, unde e faci pom de stima, ești nebun? Da. Și nu cred. Uite-l, 170. 170. Îl iau direct la sentiment. Doamne, și nu pot să cred ce bagabun. Pentru mine, pom de stima are o încărcătură emoțională foarte mare. În 2010, când am cunoscut-o pe Cristina, am reușit să pun pe masă acest desert care i-a furat o lacrimă și o emoție. E un pic mai mult decât o farfurie, o simplă farfurie. E un statement. Nu cred așa ceva! Asta e seama că direct la corazon m-am dus. E prima oară când unul dintre ei doi încearcă să facă un pom de sima și
mă emoționează, sincer chiar mă emoționează. Adică e flatant. Așa cum a cucerit-o el pe Cristina cu mărul ăsta, așa am să-i fur eu amuleta. Deci mărul de la inimă. E un pic șmecher, Sorin. Cum e asta, jet? Sorin chiar excelează la idei de genul ăsta în care se joacă cu fenomenul psihologic al degustătorului. Bă, sunt genial. Băi, tu îți dai seama acum, jurizează Dumitrescu Pomsima. Ce să nu-i dea pe Pomsima? Și dacă nu-i dea amuleta lui ăsta, ajunge acasă nevasta lui Dumitrescu chiar fiată. Pac, pac, două de la ninja. Da, exact așa am zis și eu, bă. Câtă lămâie pun în apă, Florin? Băi, nu se poate. Nu se poate! O lămâie ajunge! Merge! Să ajunge, ajunge! Nu se poate! Doamne, ferește, doamne! Nu cred așa ceva! N-am cum să ratez amuleta asta! E Florin lângă mine, n-am cum să o greșesc! Responsabilitatea de aia lui, nici nu mai a mea! Florin! Da? Ia uite-te la măr! Golden! Perfect, ăla e! Golden, ăsta e, da? Ăla-i mor! Are rețeta deja pe masă, adică... N-am ce să-i mai zic mai mult de atât. Am pus bine ăsta? Da. Fii atent că ai spus că am pus bine. E foarte greu de greșit acest desert. Ia uite, Florinel! Am găurit mărul, m-am uitat pe el și am arătat. Florine, bine? Ăla e tot. Vezi, avantajul și dezavantajul de a scrie cărți. Iată, dacă nu iese bine, băi, autorul-i dă vină, domnule, ce dracu. N-are cum să scape amuleta asta, neam. Cătălin, ce faci acolo? Băi, ce faci? Bă, noroc că ți-ai dat singur amuletă. Că la ce am mai venit eu la servici astăzi? Deci,